Salut! În următorul videoclip vreau să vă prezint ce gratuități găsești pe store și la abonamentul Gold pe luna noiembrie. Jocuri în ghilimele spus, jocuri gratis. Cel puțin la Gold trebuie să plătești, nu știu eu atât, plătesc 7 euro pe lună, plătesc abonamentul. Dar vreau să fac videoclipul ăsta pentru că actualmente e un joc super, super bun la Gold. Dăm la Gold la abonament și o să vă arat. Bineînțeles că prezint jocul de... Jocurile sunt, cred că două sunt pentru Xbox One, două sunt pentru Xbox 360. Vă rog să faceți rabat că tripiedul nu e pus chiar super. Nu au niciun chef, pentru că actualmente iau niște medicamente pentru o răceală care nu îmi dă pace de vreo 2-3 zile și nu am avut niciun chef pentru a face un setup mai bun. Sper să înțelegeți. Ok. Primul, bineînțeles, care trebuie prezentat e Battlefield 1. Joc gratis pentru abonații la Gold pentru Xbox One și să specific nu pentru Xbox 360. Eu l-am cumpărat, se vede clar acolo la mine că la mine e instalat, dar la mine e instalat Revolution. Stați-mă un pic să văd. Eu l-am instalat Revolution, l-am cumpărat Revolution, are și niște add-on-uri și cred că tot luna asta, să fiți foarte atenți, How's it going, folks? I'm Graham Boyd, Xbox Live aveți Studio gratuite Gamers Man inclusiv here at două DICE hărți. Stockholm. Now the team here are going to tell you why You shall Freedom is not the best pass way și for mai una, nu Battlefield știu 1. And to exact. kick us Să off, fiți it's foarte Lars atenți că sunt Gustafsson, niște design add-on-uri și director of niște Battlefield 1. patch-uri Lars, tell us about pentru why Stockholm Battlefield came to 1 volunteer for gratis, Battlefield 1 care for you. în I think this cealaltă is one luni of le the veți găsi many numai cu bani good la things 15 about key euro features of harta being a premium member. sau And it's add-on-ul. really when you have a famous service or Acum something that sunt really gratis, wants așa to be că included să in the vă store for a month. uitați. But as a premium member, we create a separate queue and Da, get in și first ăsta before l-am. them. Capture the So flag, nu it's știu. great honor Am, getting in there as cred quickly că as hărți possible. am One of the cumpărat. first things that people will think Cred of că when am they think of tot. a premium De is the la new Battlefield expansion 1. pack that gives you Bun, access to Contessa. să nu ne uităm la ăștia. Deci, ia, vedeți clar, ăsta l-am eu. Battlefield 1 Revolution. Vedeți clar, ăsta e instalat la mine. Eu ăsta l-am cumpărat. E 53 de euro pe acces și cred că 60 e la, uite, 60 e pe store. No. Dar voi aveți Battlefield 1 simplu. Da, nu contează că nu trebuie Revolution cu toate hărțile și asta. Așa că, fraților, dacă aveți abonamentul Gold sau nu îl aveți, How's nu it mai going, stați pe folks? gândul I'm măcar Graham o lună Boyd, sau două Xbox Live luni Studio să îl Gamers Man cumpărați here at abonamentul DICE ăla Stockholm. și Now vă the jucați Battlefield 1 plus. Ce ar mai fi pentru consola Xbox One? Ar mai fi Victor Vren. Ăsta un fel de, probabil un fel de, ce? Un fel de Diablo. Diablo 3 l-am jucat, l-am terminat. Dar oh, shit! Ce, bă, ce? Motorhead, muzică, bă, ce joc e ăsta, mă? Ăsta e Lane de la Motorhead. Oh, fuck! Ah, destul de interesant, nu, sunt atâția puștani acolo printre voi ca să uită și nu numai. Jocul arată bine. Eu nu, personal nu reinstalez, că acum mă ocup timpul când am timp liber și așa cu The Evil Within și cu Resident Evil 7. Pentru consola Xbox 360 e
Cred că primul joc din seria Assassin's Creed, și anume Assassin's Creed. Da. Eu ce am de la Assassin's Creed Unity? Nu sunt mare fan, eu nu, asta, nu știu dacă o să iau origin ăla, atât mă gândesc și așa să-l iau origin, să nu-l iau. Uite, și acum, dacă te uiți azi, uite, ai și Just Cause 3-ul, e gratis. Vede clar că la mine pe console e instalat. A, un joc, așa spun, că la distrugerea mediului înconjurător, eu puține jocuri am văzut ca să facă ce face jocul ăsta. Dar e ciudat că mai bine să setezi pe mod offline și până te obișnuiești cu ținta aia, pe mine m-a terorizat, să spun sincer. M-a jucat, bineînțeles, numai o oră. Dar jocul în sine arată bine, se mișcă bine, dar ține-ți gold, că dacă dai colțul până să încarcă, din nou durează 30 de secunde, deci timpul de încărcare e fantastic de mare. No, și ăsta e gratis. Just Cause. Se vede clar, e instalat. În rest poți să-l cumperi, uite, cu 6 euro. Mă gândesc la asta dacă îl cumpăr sau nu. Ia uite aici. Cam asta a fost prezentarea. Vreau să mă cădez și eu așa la 7 minute. La jocurile gratis luna noiembrie. Stați puțin să mă duc și pe store. Asta vreau să-l cumpăr, poate de Crăciun, de Red Dead Redemption. Bun, hai să vedem ce jocuri s-au adăugat la jocuri gratis. Oh, oh, super, wow, War Thunder, trebuie să mă să văd despre ce e jocul ăsta. Ar fi ca ăla cu tancuri, dar văd că e și cu avioane și cu nave de război, mă. Bun, ar fi Warface-ul. Nu au adăugat Darwin Project, de asta cred că ăsta numai o misiune. Warframe-ul ăla, îl am, nu l-am instalat, trebuie să-l instalez. Cred că ăsta, Warframe-ul, se joacă numai online. Uite, Game of Thrones. Ia să văd eu la ăsta, uite, și ăsta l-am instalat, Resident Evil Revelation. E bun așa ideea și asta, dar pe ei cu femei și cu fete să mă jocuri horror. Actualmente fac ăștia numai tâmpenii, mă, numai prostii, mă, cu... Eu nu pot să mă joc când văd că cu fete joace. Nu spune mie că din gamers atâtea, chiar atâtea fete să fie asta. Să fii serios, tâmpenii mare. Mă, numai femei peste tot, feminism și SJW, cum îi spune, Social Justice Warrior. Fuck. Bă, da, vede, ăsta are, uite, uite, mă. Dar cred că pentru asta trebuie goldul. Eu luam goldul, la mine e abonament permanent. Eu nu am setat o lună sau pe 3 luni. Eu plătesc din cont. Arată 60, arată bine. Și ăsta e gratis? Țineți cont. Bă, arată chiar bine, interesant. Super, bravo. Să... Armored Warfare, World of Tanks îl am, trebuie să am răbdare, am atâtea 52, cred că de jocuri am. Nu mai știu, trebuie să mă uit să văd. Asta nu mă arată nimic. Ba uite, niște poze. Asta are gratis, mă, grafica, super, super. Care ar mai fi War Thunder, ia să văd eu despre ce vorbește. Ar fi și cu vapoare, cu nave de război, că sunt interesant, dacă ar fi așa, eu le instalez.
chiar mi-am dorit un zbor, un joc în care să ai acces și cu aviația. Fucking bridges. Oh, ce faci muzica, super, fuck! Uite, nave de război, mă, dacă m-ar arăta și un trailer să văd cum se mișcă, dacă am spațiu, wow, mai am 2 terabytes liber. Mi-e și așa, este egal. Mai cumpăr un hard disk când e plin. No, și ăsta, fraților, e gratis. Și primesc acolo, la comentarii, PlayStation 4 e cel mai tare. Bă, mai tare la plastic, mă, poate. Mai tare la plastic. I-am dat la un ban, dar nu ban. Ban cu cerere la YouTube, așa. I-am dat blocaj total. Pentru că aia care îmi scriu asemenea inepții trebuie să se gândească că, bă, tipul ăsta, dacă are consolă PlayStation 3, are Xbox One, am peste 100 de jocuri la ambele console, probabil că ăsta are bani și de consola PlayStation 4, dar nu vrea să-și cumpere. Și asta e, frate, nu vreau să-mi cumpăr. Nu că nu-mi permit. Așa că nu mai veniți cu prostii din alea, cu PlayStation metale sau cu chestii din astea. Trebuie să vă gândiți că unii oameni au bani să-și cumpere toate prostiile, dacă vreau. Super, super. Îl instalez, fac. Eu nu stau pe gânduri. O să ia. Wow. Altul, să vedem, gratuități. Uite aici. Permission, const, crossout. Ăsta iară, crossout, ăsta cu mașini, cred că. Warface, ăsta iară gratis. Încă o dată, atâta să faceți voi rabat, că am pus ăsta într-o poziție mai ciudată. Ăsta e un fel de... Nu, un fel de Call of Duty 4. Și gratis să nu dai 100 de euro pe el. Îl joci online și ăla, ca... Auzi-o. Vorbeam cu unul pe forum, Call of Duty 4 este cel mai bun. Că de aia e bun, că producătorii au avut timp să pună totul în... cum au făcut hărțile alea, maps. Și nu s-au mai axat pe poveste. Fuck off. Cu povestea voastră și cu hărțile voastre, cu tot. Am tot de la Call of Duty. Black Ops-ul. Și Call of Duty Ghost-ul și alea și World War II, tot ce se mișcă în lumea asta. Și atâta pot să spun, Call of Duty Black Ops 1. Dragoste la prima vedere, pot să zic așa. 2-ul, superb, superb. 3-ul, un rahat. Trecând dincolo de grafică, de tot. Rahatul, rahat, nu așa. Nu, deci nu rămâi cu nimic plăcut, impresionat sau cum ai vrea să-i spun, nu rămân cu nimic din jocul ăla, punct. Ok, fraților, asta a fost prezentarea mea la jocul gratis de pe Gold și de la, acum trebuie să mă duc eu la store înapoi. Da, din store și din Gold luna noiembrie 2018. Ar vrea să mă uit ăsta la solo, nu știu dacă... Care l-a văzut să-mi spună dacă merită. Să nu dau banii în proasta. Ok, Assassin's Creed Odyssey. Mă, sunt unii fani. Assassin's Creed nu mai are... Deci numai numele, părerea mea, s-a mai păstrat din seria asta de Assassin's Creed. Da. Nu mai are nimic în clin și în mânecă, cum se spune, cu povestea, cu esența a ceea ce însemna Assassin's Creed, cu templierii, cu Assassin's Creed. Cum au s-a trecut la istorie? Da, inovație. E mai bun jocul, oricum ar fi pe ansamblu. Ubisoft
În 2018 a fost regele neîncoronat a jocurilor. Deși uitați aici, Red Dead Redemption 2. Asta e arată un trailer, deși asta nu e gratis. Să vă iasă din cap că ar fi. Uite aici, 100 de euro. Mă, când îmi găsesc la 50, mă duc eu pe la magazine, te mă uit. La 50 de euro să-l prind. Dar nu îl arată aici pentru că prezint numai jocurile gratis, nu? Deci 100 de euro în joc, mă, trăzni la ardu Dumnezeu, azi de joc, să-l trăznească. Dar po... Na, alții dau. Eu ăsta cel puțin îl instalez War Thunder. Cu ocazia asta vedeți și voi cât... cât are așa, mi-a scris gigabyte. Nu. Păi da, hai, instalează-o deodată, dacă mă aparține. Nu e așa mai, 22. Bun, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-am fost de ajutor și de data asta. O să mai fac eu pe voi niște videoclipuri cu... Am și uitat în ultima vreme să fac cu jocurile gratis ce apar pe consola Xbox One. Țin să vă spun că joc actualmente cu ăsta, cu Afterglow Prismatic Controller. Are două butoane de desubt care sunt superbe. Am pus la original, l-am pus în dulap. Ce fac butoanele de desubt la el? Când vrei să stai jos sau ăsta, numai apeși acolo film și accesoriul, ai acces rapid la meniu și altfel se mișcă. Bun, fraților, thumbs up, subscribe pe videoclipul următor. Ciao! No.